Bun găsit la știri, alertă în Spania după inundațiile catastrofale. 13 cetățenii români au fost dați dispăruți de Ministerul Afacerilor Externe. Sunt momente cumplite după ce 72 de persoane au fost găsite fără viață, iar alte câteva zeci sunt de negăsit în urma viiturilor care au lovit regiunea Valencia. Guvernul a declarat 3 zile de doliu național. Sunt imagini cu șuvoaiele devastatoare care au înghițit zeci de oameni și au măturat străzi întregi. Printre persoanele dispărute în Valencia sunt și 13 români. În contextul inundațiilor fără precedent care au afectat regatul Spaniei, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului României la Castellón, s-a autosesizat și a întreprins în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a verifica dacă printre cei afectați se află și cetățeni români. Oamenii se luptă cu apele pentru a scăpa cu viață. Drumurile sunt adevărate râuri, iar victimele stau la mila sorții. Casele, mașinile și drumurile sunt complet distruse. În Valencia locuiesc peste 100.000 de români. Cea mai mare comunitate este însă chiar în Castellón de la Plana, zona nordică a comunității valenciene, acolo unde cei aproximativ 20 de români stabiliți reprezintă peste 30% din populația orașului. De asemenea, încă de la debutul acestor fenomene meteorologice, reprezentanții Consulatului României la Castellón a acordat sprijin în relația cu autoritățile locale cetățenilor români care au contactat oficiul consular prin intermediul telefonului de urgență. Până la acest moment, toți cetățenii români care au apelat telefonul de urgență se află în afara oricărui pericol. În imaginele surprinse de localnici se observă cum oamenii imploră să fie salvați din valurile uriașe. În sudul și estul peninsulei iberice a plouat în 24 de ore cât într-un an. Și suntem acum în legătură telefonică directă cu Anca Mariana Albert, jurnalistă româncă în Spania, și sper să putem să ne auzim și să înțelegem exact relatarea dumnei, pentru că înțeleg că sunt destul de afectate inclusiv comunicațiile, internetul, și o salut, bună seara, doamnă! Bună seara tuturor! Cer scuze, dar nu avem prea bun semnal aici. A fost afectat turnul de telecomunicații din apropiere, așa că suntem fără internet și semnalul este foarte prost începând de aseară. Spuneți-ne care e situația acum. Ce se întâmplă? Îmi spuneați înainte de a intra în direct, atunci când am luat legătura, îmi spuneați că Valencia este practic blocată. Este un oraș mare al Spaniei, complet blocat. Valencia este blocată din cauza viiturilor, din cauza inundațiilor, deci încă continuă să fie blocate autostrăzile și toate punctele de ieșire din Valencia. A fost dezastru. Valencia ca și oraș, ca și capitală în sine, a fost un pic ferită de furia apelor de data aceasta, însă totul în jur și zona metropolitană este dezastru. Spuneți-ne, vă rog, ce au transmis meteorologii pentru următoarele ore. Se încheie perioada aceasta? Vin poate niște vremuri mai bune din punct de vedere meteorologic? Nu, încă sunt alerte. Astăzi am stat toată după amiaza cu frica unei noi inundații, pentru că era în pericol să se rupă barajul de la Loriguilla, din apropiere de zona unde stau eu, din apropiere de Valencia. În Valencia au sunat telefoanele cu alerte, tot timpul era în pericol să iasă din Albie râul Turia, râul cel care înainte tăia toată Valencia și care a făcut multe probleme de-a lungul anilor valencienilor și ar fi fost un dezastru extraordinar, pentru că e un râu mare, dar deocamdată să spunem că Dumnezeu ne-a ferit
și nu au fost încă probleme, dar nu s-a terminat. Deci se așteaptă încă probleme și oamenii la ora asta sunt în stradă. Pare rău că nu am posibilitatea de a face intervenție în direct. Ca să vedeți, mă uit, vecinii mei sunt la poarta garajului unde încearcă să pună baraje ca să, în caz că vine apa, să nu intre din nou. Suntem toți disperați, eu sunt una dintre persoanele afectate. Bine, bunurile materiale, să spunem că sunt nesemnificative și suntem bine, ceea ce nu poate spune toată lumea. Nu au fost și victime, au fost și cazuri mai tragice, așa că nu ne plângem. Ne spuneați atunci când am luat legătura că mașina practic a fost mașina dumneavoastră din fața blocului a fost luată de ape. Da, mașina mea a fost luată de ape, am găsit-o undeva pe la 4 dimineața când s-au retras apele, deci apele au început, a fost o chestie de 10 minute practic, undeva la 9 fără un sfert seara. A fost o revărsare de ape, în 10 minute era apa de jumătate de metru. Nu s-a putut practic face nimic, mașina mea a fost luată din fața blocului, mașina copilului meu era în garaj, la subsolul 2, încă este acolo sub ape, pentru că subsolul 2 a fost inundat complet, cu tot efortul pe care l-au făcut vecinii ca să aducă table de lemn, de eu știu, ca să nu intre apa în garaj, în cantitate mare, totuși a intrat, nu? Și nu era imposibil. Și atunci mașina copilului meu încă este sub apă. A mea am găsit-o la metri depărtare, pusă de-a curmeziștul pe șosea. Bineînțeles că a fost inundată, este iremediabilă. Și trebuie să spunem, este o zonă în care locuiesc foarte mulți români. Avem deja informații de la Ministerul Afacerilor Externe de aici din România că sunt 13 persoane date dispărute. Crește bilanțul pentru că acum câteva ore vorbeam doar de 7 persoane, acum sunt deja 13. Sperăm să fie găsiți între timp și să fie teferi toți cei 13 și să se liniștească apele acolo în zona respectivă, dar să spunem că e o zonă în care sunt foarte mulți români și în care probabil că și mobilizarea lor, mobilizarea comunității este una importantă. Da, să sperăm că compatrioții noștri sunt bine, sunt încă zone unde nu s-a restabilit semnalul telefonic, comunicarea. Personal, toată dimineața am încercat să dăm cu cunoscuții noștri care locuiau într-o zonă un picuț mai îndepărtată de Valencia. Într-un final am reușit să dăm cu ei, era pur și simplu că nu aveau semnal la telefon. Să sperăm că acesta este cazul și compatrioților noștri. De când a început nebunia? De când vorbim despre acest episod de vreme cumplită? Da, a fost o avertizare de vreme rea, se numește Dana, ciclonul care a lovit coasta Valenciei și a fost o avertizare pur și simplu. Nu neapărat că a plouat în toate locurile foarte mult, a bătut foarte mult vântul, problema au fost râurile care au ieșit din matcă. Nu vă așteptați la așa ceva cu siguranță și înțeleg că n-au mai fost astfel de episoade de vreme atât de rea de zeci de ani. Da, nu au fost inundații așa de mari în Valencia și vreme atât de rea undeva din anii 1960. Ca să spunem așa, când iarăși a fost un episod din ăsta de vreme rea și râul Turia a inundat toată Valencia. De aceea oamenii sunt absolut surprinși. Sunt oameni în vârstă care au spus n-am văzut așa ceva în viața mea. Deci sunt comoționați, sunt surprinși, nu știu exact cum să reacționeze. Totuși s-au mobilizat foarte bine. Eu ceea ce văd în jurul meu, comunitățile, oamenii caută să se ajute unul pe altul, nu se mai uită că unul are probleme, unul nu are. Deci undeva
această problemă a scos și umanitatea la suprafață, ca să spunem așa. Și ultima întrebare, doamnă, cum vă descurcați cu proviziile? Reușesc să ajungă oamenii la magazine? Nu știu, bănuiesc într-o astfel de situație, nici nu știu ce să faci. Puținele magazine care au reușit să se salveze și să nu fie inundate azi noapte, au deschis astăzi. În schimb, oamenii au ras tot. În acest moment, niciun magazin, nici din Valencia capitală, nu se prea găsește apă potabilă. Apa de la robinet, vă dați seama că este în acest moment de culoare maronie, deci în niciun caz nu se poate utiliza unde este apă. Și bineînțeles că oamenii au căutat să cumpere provizii, să, pentru că se mai așteaptă încă și noaptea asta vreme rea, și atunci nu știu cât timp vor fi, să spunem, blocați în case sau în localitățile unde sunt, și frica, pur și simplu, au ras tot, ca să spunem. Da, și înțeleg că se duce mai departe acest ciclon, e posibil să fie afectate și alte zone pe parcurs în următoarele zile din Spania. Da, este posibil, pentru că este un ciclon, se mișcă, nu e... Se vorbea chiar de Barcelona, că ar putea fi următoarea localitate importantă afectată. Da, după cum spun meteorologii, ciclonul se mișcă către nordul Spaniei, așa că nu știm exact traiectoria, dar se îndreaptă spre nord. Să sperăm că nu va ajunge așa de puternic acolo. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru toate aceste informații.